Toți de acolo am rămas cu răcască și aveam în minte multe întrebări. Oare domnul Mateescu e mână în mână cu Pedro și a trădat organizația? Mă întrebam. Oare ne va omorî pe toți? Domnul Mateescu a spus că Florin Stamate a fost un soldat credincios, dar a trebuit eliminat pentru a duce la capăt proiectul cu distrugerea dimensiunii Rogue. A spus că închiderea portalului este o misiune importantă, iar eu trebuia să finalizez misiunea cu bine. I-am trimis un mesaj lui Pedro că am terminat misiunea, iar el mi-a spus să tai capul și să-l aduc în spital. Unul dintre membrii a tăiat capul cadavrului, iar eu l-am băgat într-un sac. Nu-mi venea să cred. Eu, un simplu om, falit și cu datorii la bancă, voi trăi așa ceva. Tudor mi-a spus că pentru această organizație trebuie să-ți pui și viața la bătaie, dacă e nevoie. Iar Florin nu a meritat așa ceva. A mers la spital cu capul, iar Pedro a fost mulțumit. Mi-a spus că mi-a achitat el datoriile la bancă, deoarece sunt un soldat credincios. Era pentru a doua oară în acea zi când auzeam cuvintele astea. Pedro a dat ordin medicilor să conserve capul în ferizon, apoi să-l pună pe o gorilă ca să creeze un nou specimen pentru grădina zoologică. Pedro mi-a spus că voi merge cu el până în dimensiunea Rogue, deoarece avea o treabă pentru mine. În acel moment eram speriat. Mă gândeam dacă Pedro a aflat că îl trădesc și vrea să mă lase acolo ca să devin mâncare. Din fericire, nu a fost așa. Am intrat în dimensiune cu aceeași piatră ca data trecută. Acolo ne-am întâlnit cu un bărbat de vreo 70 de ani, cu câteva fire de păr în cap. Ochii lui parcă erau făcuți din sticlă și aveau o culoare albastră stranie. Toată fața era deformată. El era savantul Chikotiru. Pedro mi-a spus să iau un camion plin de cadavre și să merg în pădure să hrănesc creaturile. Mi-a legat de mână un fel de amuletă cu o piatră verde lucioasă. Mi-a spus că asta mă va proteja de creaturi. Dacă eram alături de Pedro, creaturile nu-mi făceau nimic, dar dacă eram singur, m-ar fi atacat. La intrare în pădure, am deschis remorca, iar în camion erau 10 de cadavre umane. Deodată din pădure au apărut 10 creaturi monstruoase. Două dintre ele aveau cam 5 metri înălțime și erau deformate. Nu aveau gură, nas sau ochi, doar o gaură rotundă de unde intra și ieșea un șarpe mare și negru. Una dintre ele avea forma unui crocodil umanoid și avea cam 3 metri înălțime. Altele două erau asemenea unor vârcolaci, altele două ca niște rechini cu un corp uman, iar altele trei erau scunde. Aveau cam 50 de centimetri, dar aveau și dinți foarte ascuțiți. În 5 minute au mâncat tot și s-au întors în pădure. Am mai stat acolo câteva minute ca să-mi revin și apoi m-am întors la Pedro. Am profitat de faptul că toți oamenii de acolo erau ocupați cu experimentul, așa că am intrat în camera cu scuturi energetice și am mai luat un borcan. În acea cameră am mai găsit un fel de fluiere ciudate din metal. Am băgat unul în buzunar și l-am așteptat pe Pedro afară. Savantul Chikotiru i-a spus lui Pedro că îi va trebui urgent sânge proaspăt pentru ser. Pedro i-a spus că va face rost imediat cum ajunge în lumea noastră. Ne-am întors în lumea noastră, iar eu i-am spus totul domnului Mateescu. El a spus că nu știe ce cu acele fluiere, dar a spus că îl va verifica. A spus că cel mai bine ar fi să mai fac rost de niște scuturi energetice pentru a crea o biomasă energetică ca să distrugem dimensiunea. M-am întors la spital, unde am găsit pe hol un cadavru întins pe jos și plin de sânge. Am recunoscut cadavrul. Era Paul Dinka, un membru al organizației.